Adi, vreau să te întreb ceva. Cum comentezi declarația lui Memeu? Onea este un animal. Corect. Corect. Dar n-am ce să înțeleg că și apăr echipa că face parte, știind că FCSB este list, cum se spune, dar nu poți să jignești un jucător. Mai ales că Onea e un băiat extraordinar, cu un caracter foarte frumos. Un băiat simplu, un băiat muncitor. De urât. Probabil am făcut-o la cal și probabil își va cere scuze, așa cred. Sau așa ar fi normal. Da, astăzi a recidivat. Astăzi te-a atacat și pe tine. Nu știu dacă știi. Nu știu. Da, pentru imbecilii care cred că au simțul umorului, spune, n-am spus, scris înainte de meci, că batem sigur în Giulești și că batem sigur dacă nu va fi Măcel. Doar că a fost Măcel sau mai pe înțelesul lor. Păi nu, el se referă la postarea care ai pus-o tu la un suporter în care tu erai fericit după meci cu galeria și dedesubt era declarația lui Mihai Stoica înainte de meci că n-avem cum să pierdem în Giulești cu ăștia 14.000 de fani. N-ai pus tu postarea? Da, n-ai pus postarea tu? Postarea eu le dau repost. Adică nici nu știu, practic nu stau să citesc tot ce acolo. Nu știu dacă am dat eu sau au dat-o poeții la care se ocupă de atât. Da, bine, postarea e la tine, e acea postare în care ești tu fericit după meci fericit și galeria e fericită și dedesubt e declarația lui Mihai Stoica. Am înțeles, da, știu că am văzut-o pentru că m-am și primit-o de multe alte părți. Nu mă simt în culpă și nu mă simt vizat de, mai ales că sunt băiat deștept, nu sunt imbecil, așa cum crede. Da, bună asta. Și încă un atac care mi s-a părut foarte puternic și asta vine totuși de la un nume foarte mare. A spus Gică Popescu după meci așa, ăsta nu-i spiritul Rapidului, asta e lipsă de respect ce a făcut Onea cu acel jucător. Fiecare comentează, fiecare pune presiune. Crezi că e o presiune a lui Gică Popescu, această declarație? Normal, să gândesc, știi cum e, hai să vorbesc ca să nu mi se întâmple și mie, probabil, într-un final, dar lucrurile sunt clare. Știu că Meme vorbește, e frustrat acum, e necaz că a pierdut, e normal. Putea, și pentru el contează, a contat foarte mult acest derby, era într-o perioadă bună, puteau să urce pe locul 2. Adică înțeleg această frustrare și această oftică că am pierdut acest derby, poate pentru arbitraj, spune cum îl descriu, dar asta nu mai comentăm pentru că na, deci, adică ce să spunem, ceilalți țipă din partea alaltă, pun presiune, aolo, să nu mi se întâmple mie, dar lucrurile sunt clare și asigur pe toată lumea că Rapid joacă la fel contra fie cărui adversar din Superliga vrem să câștigăm toate meciurile, nu ne interesează cine e în față, bineînțeles că are un gust mult mai bun și probabil concentrarea mult mai mare atunci când vine FCSB fiind rivalii eternei noștri, dar vom juca la fel cu toată lumea, iar când intri în Giulești greu, vom am pe sus pe toți, nu contează cine e. Da, nu, asta e clar și a jucat foarte bine. Ți-am zis, pe mine m-a mirat declarația lui Popescu că vine totuși de la un jucător mare, uriaș. Asta spune, ăsta nu-i spirit, asta e lipsă de respect, spune Gică Popescu. Și fundaș a fost. Da, și fundaș, da. Și bănuiesc că nu ești de acord nici cu declarația lui Gică Popescu. Nu sunt de acord, m-am spus, face parte din joc, pun presiune, Zoria, știi foarte bine și tu ce înseamnă. Bine, mai ales Farul care e pe locul 1, știi cum e, au cel mai mare interes să pună presiune, nu? Normal. E o presiune mediatică să pune pe arbitrii ăștia care nici ei nu mai știu cum ce să facă, parcă întotdeauna abia așteptăm să găsim motivul, nu le dăm nimic, nicio circunstanță ne ajutăm în niciun fel. Și eu am fost de multe ori și am criticat și m-am enervat și eram frustrat pentru că nu ai ce să facem și oameni și eu cred că nu există nicio rea intenție, nu ține nimeni cu nimeni, eu îi cunosc, iar nu personal, dar așa din ce ne cunoaștem profesional și știu că sunt profesioniști toți, într-adevăr, fiecare are slăbiciul la arbitru, în sensul că îmi place arbitrul ăla, nu-mi place arbitrul ăla. Sunt arbitrii care poartă norocul în echipe, unii care aduc ghinion și așa mai departe. Sau, nu știu, poate în capul nostru, pentru că întotdeauna îți dai seama, la noi e multă superstiție în fotbal, e multe lucruri, e multă vorbă pe lângă pentru a crea presiune, a crea atmosferă într-un fel, a pune presiune pe adversari, te apăra ca pe viitor să nu se întâmple și așa mai departe, dar greșelile sunt și vor fi întotdeauna în fotbal,
ei, arbitrii sunt și ei oameni, așa cum suntem și noi. Eu cred că derby a fost într-adevăr Oana, dacă a făcut-o intrare mai tare, dar n-am avut nicio intenție. Apro, ai vorbit cu el, scuză-mă, după meci sau astăzi ai vorbit cu el, era afectat de tot ce s-a scris? Cine? Oana. Nu, cred că trebuie să fie niciun fel afectat. Din contră, pentru că voi nu știți așa ca băiat, adică nu cunoașteți personal, e prea cu minte. Poate într-adevăr își dă seama și el că poate să conteze așa, jucând, nu, într-adevăr, nu, să nu, nu, eu totdeauna cer o agresivitate pozitivă, niciodată vreau, sunt de acord cu protecția jucătorilor, țin la jucătorii, mai ales la EMEI, dar în general țin la jucători, cam pentru că am fost și acolo și știu cum e. Dar nu sunt nici adeptul jocului alea ca domnișoarele, sensul, suntem bărbați, e bărbătesc, asta e, se întâmplă câteodată, se mai exagerează, am exagerat, că și Popescu a exagerat în viața lui, și eu am nu știu câte sprâncene pe conștiință și așa mai departe, dar și la rândul meu am și primit, am și n-am suspat, da. Am și iertat. Bănuiesc că tu spui că trebuie respect până la urmă. Da, tot de te duci tare dar pe minge și cu respect. Nu, și respect între voi ca și competitor, mă refer. Corect. Trebuie, pentru că, până la urmă, fiecare vrea să câștige și așa o să fie tot timpul orient, o să vrem să câștigăm. Detaliile fac diferența. Sunt oameni care au brigadă în sensul că își fac brigadă ca să iasă media și ce înseamnă tot în lumea asta online ca să pună presiune sau să-și ia presiunea sau eu știu să-și aranjeze într-un fel lucrurile pentru a câștiga. Sunt normale aceste lucruri.